Bună ziua, facem astăzi pilaf palestinian, se numește macluba. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video. Vă invit să urmăriți rețeta. Acestea sunt ingredientele. O să le găsiți toate scrise sub video. Bineînțeles, cantitățile sunt opționale, deci puneți mai puțin, mai mult, de exemplu orez dacă doriți, dacă vă place carne, puneți mai multă carne. Asta depinde de fiecare. Folosim carne 20% grăsime, carne de vită, porc 50-50%, vinete, cartofi, ardei, ceapă, condimente, sare, piper, pătrunjel, usturoi, paprică, pastă de roșii, o lingură, ulei pentru prăjit, ulei de măsline, cam 2 linguri și 2 linguri floarea soarelui pentru carne, orez, migdale, sare. Primul pas, pun orezul într-un vas, pun și sare, peste care pun apă fiartă. Acopăr și las până o să am nevoie. Înainte să o folosesc, o să spăl foarte bine și scurg de apă. Vinetele le tai felii, cam de jumătate de centimetru. Dacă doriți, le descojiți de tot. Pun sare peste ele și le las așa cam 10 minute să se scurgă apa din ele. Dacă nu vreți să vă colorați pe mâini, puneți mănuși. Am tăiat o ceapă mare mărunt și un ardei. Cartofii am tăiat cam de 7 mm. Am aici și ceapă tăiată felii, două cepe. Ardei felii și o vinetă rondele. Ne apucăm să facem carne. Am pus ulei de măsline și ulei obișnuit. Ceapă. Sar foarte puțin în sare. Este sticloasă. Acum o să dau carne. Amestec până schimbă culoare. Aștept să se evapore apa, apoi pun condimentele. S-a evaporat apa pe carne. Acum o să pun condimentele, să le găsiți scrise. Așa. O să pun și cam 100 ml de apă. Las la foc încet până se face carnea. Suntem atenți să nu se termine apa și să se ardă. Se vede apa care a ieșit din vinete. Le ștergem foarte, foarte bine. Un tava cu puțin ulei. Așez vinetele. Deci să aibă foarte puțin ulei pe amândouă porțiile. Să le și stropiți. Cum vă este mai ușor. Se pot și stoarce. Se pot face și înainte cu o zi. Vezi? Are foarte multă apă. Dau la cuptor la 200 de grade. Cuptor preîncălzit. Până au o culoare frumoasă. Carnea asta e gata. Am potrivit de sare, piper. Acum o să prăjesc cartofii. Prăjesc puțin pe o parte și pe cealaltă, deci pe jumate doar prăjiți. Tot așa prăjesc pe o parte și pe cealaltă. Prăjesc una doar pentru gust.
să vrăjesc ceapa și ardei. Chiar așa foarte puțin am aruncat din ulei. Bine, trebuie să sunt gata, o culoare frumoasă. Acum o să asamblez. Am pus ceapa și ardei. Pun și cartofii. Aranjez. O să pun vinetele. Deci las o parte mai ridicată. Deci am terminat cu vinetele, o să pun carnea. O să nivelez și apăs bine. O să pun orezul care l-am spălat și l-am scurs de apă. Nivelez și orezul. Presez foarte bine. Acum o să punem peste apă cu puține condimente și punem la răgaz. O să pun farfurie și acum o să pun apa în care am pus condimente. Piper, pătrunjel, sare, să fie cam un centimetru deasupra orezului. Cum pot să iau farfuria? Las la foc mediu spre maxim, apoi pun la minim când fierbe. Și bineînțeles, apoi o să acopăr. Deja fierbe, am și acoperit. O să dau focul mai încet, minim spre mediu. O bucată de unt o să prăjesc migdalele. O să amestec în continuu să nu se ardă. Sunt gata. Sclipesc. Cam 4 minute am amestecat. Suntem atenți să nu se termină apa. Deci se vede încă are apă. Vedeți? Are aburi. Înseamnă că mai are apă. Câteodată rămâne partea de sus a orezului necoaptă. Atunci foarte puțin putem să, vedeți, așa, mișcăm cumva. Deci, la mine e bine, dar vă explic ce se poate face, vedeți? Așa. Deci partea de jos să fie puțin așa sus. Un strat subțire mișcăm doar și îl întindem înapoi și dacă nu mai are apă se poate stropi foarte puțin cu apă fierbinte. Început de martie, zăpadă de 40 de centimetri. Se mănâncă cu salată de iaurt, adică tzatziki arabesc. Avem nevoie de castraveți, mentă dacă vă place, sare, iaurt și usturoi. Eu o să pun câteva granule. Atât. Este gata. Am oprit focul. Și totuși îl las așa acoperit 10-15 minute și pe urmă se poate consuma. O să întorc. Voilà. E prinsă foarte, foarte, foarte strâns, să nu ne zboare de mână. Și cu o mișcare de rotație, o întorc.
și bucăți de cartof care au rămas. Voilà. Să pun și migdale. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. Pilaf palestinian. Se numește makluba. Makluba însemnând întoarsă. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!